Mai multe persoane publice au postat mesaje emoționante pentru fostul pugilist, printre acestea numărându-se și Ana Maria Prodan. Impresara a postat o poză cu fostul pugilist și câteva cuvinte, în care își exprimă durerea cauzată de pierderea fostului președinte al Federației de Box, Drumlin, Rudy. Tu vei rămâne o stea forever în inimile noastre, a scris Ana Maria Prodan, a murit Rudel Obreja. Fără îndoială că boala lui s-a declanșat din cauza hărțuirii, timp de 8 ani, în dosarul Galabute. A fost arestat de 3 ori în acest timp ca și mine, ultima dată pe 7 aprilie anul trecut. Reîncarcerarea a fost un șoc pentru el, nu se aștepta ca decizia CCR să nu fie respectată. A intrat în pușcărie sănătos, însă epuizat sufletește de atâta nedreptate. Suferința pentru copiii mici și soția care l-așteptau acasă, așa cum povestește cel cu care a fost închis de fiecare dată, a pricinuit declanșarea acestei boli crunte, a scris Elena Udrea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.